Este o certitudine, cei care vând lapte, produse lactate sau alimente care au aceste ingrediente în compoziție vor fi obligați de acum înainte să afișeze informații detaliate și precise despre rețete. Și asta pentru că legea laptelui și produselor lactate a fost promulgată. Am așteptat cu nerăbdare intrarea în vigoare a legii laptelui și produselor lactate, un proiect pe care l-am susținut încă din prima zi de parlamentar, pentru protejarea cetățenilor și recunoașterea muncii procesatorilor români. Printr-o etichetare corectă se elimină concurența neloială. Denumirea de lapte sau produse lactate nu va mai putea fi folosită în cazul produselor vegetale. Produsele pe bază de lapte cu adaos de alte grăsimi și sau proteine de astăzi se comercializează într-un spațiu de prezentare și vânzare bine delimitat, pe rafturi separate față de laptele și produsele lactate autentice. Prevederile se aplică și în cazul produselor de patiserie, de pizzerie, de fast food și de cofetărie și al produselor culinare din alimentația publică, la prepararea cărora se utilizează produse pe bază de lapte cu adaos de grăsimi și sau proteine altele decât cele lactate, a scris pe pagina de socializare deputatul de Olt Adrian Chesnoiu. De asemenea, și deputatul de Olt Florin Barbu susține că această lege va proteja populația de marketingul înșelător. Este o lege corectă și responsabilă care va proteja cetățenii de marketingul înșelător și va transforma laptele produs în România într-un adevărat brand, procesatorii primind recunoaștere și respect. Se înființează Observatorul Laptelui în cadrul Direcției de Specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care are ca scop monitorizarea producției de lapte de vacă, bivoliță, oaie și capră, centralizarea datelor de pe piață, urmărirea și analizarea tendințelor de consum, a producției, a echilibrului între cerere și ofertă și a costurilor. Se interzice folosirea denumirilor lapte sau produse lactate pe eticheta produselor care nu conțin lapte, a transmis pe pagina de Facebook președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Cei care vor continua să folosească denumirea de lapte sau produse lactate pentru produsele vegetale vor risca amenzi de până la 50.000 de lei.